Pace. Textul de astăzi este din Ioan 18, versetele de la 1 la 23. Iar titlurile pe care le întâlnim acolo sunt Prinderea lui Isus și Isus înaintea lui Ana și Caiafa. Aflăm din capitolele anterioare că Domnul Isus, după cină, vorbește cu ucenicii rămași, Iuda plecase, despre roadă, despre dragostea frățească, despre prigoană, despre mângâietor și lucrarea lui, și își i-a rămas bun, apoi se roagă pentru ei. Din capitolul 18 aflăm că după toate acestea pleacă împreună cu ucenicii rămași, deci cu cei 11, în grădina de dincolo de pârâul Chedron, loc în care mai fuseseră și altă dată. Era noapte. Iuda sosește și el în grădină, dar nu singur, împreună cu o cohortă de soldați romani, cu aprozi sau gărzi de la preoți și farisei. Erau înarmați, erau mulți, pentru că aflăm că o cohortă romană avea între 300 și 600 de soldați. Iisus singur le iese înainte, vine spre ei, inițiază discuție, întrebându-i: pe cine căutați? Și pentru că ceata venită cade la pământ când aude eu sunt, Domnul Iisus e nevoit să repete întrebarea: pe cine căutați? Apoi se lasă prins. Este dus legat înaintea lui Ana, care îl întreabă despre ucenici și despre învățătura lui. Domnul Iisus îi ia ca martori a învățăturii pe care o propovăduise cu voce tare peste tot pe cei de față, adică pe aprozii preoților și fariseilor, pe cei care veniseră să-l aresteze, dovedind astfel că toți, preoți, farisei, slujitori, oameni de rând, soldați, toți auziseră cuvântul lui Dumnezeu. Este pălmuit și apoi trimis la Caiafa. Așadar, aflăm că Iisus a făcut tot ce fusese plănuit, ne-a bătut, exact la timpul hotărât. El nu a fost prins, s-a lăsat prins. Până în acea noapte mai existaseră încercări de a-l prinde, dar niciodată potrivnicii lui nu reușiseră. Găsim scris în Ioan la capitolul 7, versetele de la 40 la 45, în Ioan capitolul 8, de la versetul 20, în Ioan capitolul 8, de la versetul 59, încercări de prindere a lui Isus. Dar oare doar potrivnicii lui încercaseră să-l prindă? Nu. Cine mai încercase? Reușiseră ceilalți? Din text înțelegem deci că Iisus însuși se lasă prins. E inițiativa lui, e dorința lui. Iisus se lasă prins pentru că ne iubește. Se lasă prins pentru împlinirea planului de mântuire, pentru salvarea noastră, pentru eliberarea noastră, pentru vindecare, pentru sfințirea noastră. Samariteanca îl prinde la fântână, căci cei ce însetează după cuvântul lui Dumnezeu vor avea apa vieții. În Ioan capitolul 7, versetul 37, Iisus spune: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cei care cred în el se ating de el și sunt vindecați. În Matei capitolul 9, la versetul 20, citim:
Și iată, o femeie, care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui, căci își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit. S-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Mai descoperim și din cuvântul lui Dumnezeu că cei sinceri, cei ca niște copilași, stau lângă el și nimeni nu-i poate izgoni. În Matei 19, versetul 14, Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, ci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Cei care aud glasul lui, al păstorului cel bun, îl urmează. Oile îl urmează. În Ioan 10, de la versetul 14, citim, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Cine îl iubește pe Iisus, îl are în inima lui. În Ioan 14, citim de la versetul 23, drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Costache Ioanid a scris niște versuri care spun atât de frumos despre dragostea lui Iisus și despre felul în care îl putem păstra în inimă. Când noi îl ținem pe Iisus în suflet, când nu lăsăm o clipă, orice ar fi, când dragostea lui Crist la fel ne strânge, o, cine oare ne va despărți? Nici moartea, nici îngerii, nici viața, nici toate câte sunt și câte vin, nu-i nimeni nicăieri să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Amin. În concluzie, Iisus se lasă prins de oricine îl iubește, însetează după el, îl urmează și avându-l în inimă, aduce roadă proslăvindu-l pe Dumnezeu. Amin.